Unul dintre cei mai apreciați și respectați medici din România este profesor universitar dr. Nicolae Hâncu, diabetolog, membru de onoare al Academiei Române, membru titular al Academiei de Științe Medicale din România, fondator și președintele de onoare al Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice. Medicul are contribuții remarcabile la dezvoltarea și la prestigiul învățământului universitar clujan și românesc, fiind profesor emerit al Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca. Are peste 50 de ani de carieră medicală, este autor și coautor a zeci și sute de cărți, articole și lucrări științifice publicate în țară și în străinătate, fiind un model demn de urmat pentru tinerii diabetologi din țara noastră. România este singura țară europeană care are specialitatea de diabet, iarăși avem un atu în plus aici. Cum vedeți viitorul acestei specialități? Că știți că de obicei noi românii încercăm să copiem modelele altora. În Franța, în Anglia, există endocrinologia care se ocupă de diabet. Da, dar în Germania există și în țările nordice diabetul este practicat de către medicina internă. Deci nu există o globalizare a acestei specialități. Noi suntem foarte mândri de acest lucru și să știți că în cadrul întâlnirilor științifice, pe coridoare sau chiar și oficial, în cadrul discuțiilor științifice, noi suntem admirați pentru acest lucru. Pentru că e foarte greu. Eu am lucrat în străinătate și știu ce înseamnă un cabinet de endocrinologie în care ori nu se discută diabet, ori se discută numai diabet. Ambele, în cadrul unui cabinet, sunt foarte greu de făcut. Să nu uităm că Programul Național de Diabet este program național, gratuit. Nici o boală endocrină nu beneficiază de program național în momentul de față. Specialitatea noastră și diabetologia este extrem de complexă în momentul în care discutăm nu doar partea ei științifică, care este uimitoare, ci modul în care se aplică la nivelul acelor 440 de milioane de persoane cu diabet din lume. Cum ați creiona portretul medicului diabetolog din România? Cel al zilelor noastre versus cel care, să spunem, îl cunoașteți când ați început cariera, cum era un diabetolog atunci și cum e acum? Diabetologul zilelor noastre este, fără îndoială, reflectarea marilor descoperiri din această specialitate. Diabetologii noștri din România sunt foarte bine pregătiți teoretic, au multe posibilități să-și aplice cunoștințele teoretice datorită unei structuri organizatorice a diabetologiei extrem de bine pusă la punct. Puține țări din Europa au această structură organizatorică. Diabetul este tratat în România de către diabetologi, în alte țări medicii de familie tratează acest lucru. Și dați-mi voie să vă spun cu toată responsabilitatea, în ultimii 20 de ani, când foarte mulți români vin vara acasă, în vacanță, și vin și ne arată, își fac multe explorări și ne arată ce scheme terapeutice au, noi câteodată suntem foarte mirați, pentru că un rezident de la noi sau un tânăr medic n-ar promova un examen de specialitate dacă s-ar baza pe acele scheme. De ce? Pentru că acele scheme sunt făcute de medici de familie, acolo, în Olanda, în Anglia, oriunde ar fi, inclusiv în Statele Unite. Pe când la noi, tratamentul este condus doar de către diabetologi. Diabetologii fac numai diabet, pe când un medic de familie din alte țări are în mână o întreagă patologie. Cum poți să practici la nivel de excelență diabetologia când tu te mai ocupi de încă 20 de boli? Pe când în România acest lucru se poate obține pentru că ne ocupăm doar de diabet și de obezitate și ceea ce ține de specialitatea noastră, diabet, nutriție, boli metabolice. Important este
Și îți mulțumesc că îmi dai voie să spun acest lucru, ca toate persoanele care sunt interesate în diabet să asculte de sfaturile diabetologilor, să fie foarte atente la mesajele care parvin prin media, pentru că unele sunt corecte, altele sunt departe de a fi corecte. Multe sunt comerciale. Comercializarea asta a medicinii în obezitate, în nutriție și în diabetologia are uneori aspecte de-a dreptul periculoase pentru sănătatea celor doritori să-și o mențină. În momentul de față, vorbim de diabetologie precisă, care în termen de tratament înseamnă tratamentul adecvat la persoana adecvată. Putem vorbi chiar de un tratament personalizat în cazul diabetului? Da, aceasta este medicina precisă, este tratamentul personalizat. Adică ghidurile noi spun terapia să fie centrată pe pacient. Noi, diabetologii cu experiență de câteva decenii, am reacționat în momentul când s-a spus acest lucru, pentru că oarecum s-ar fi spus că s-a inventat roata. Roata exista. De când practic eu diabetologia din vara anului 1967, sunt câteva decenii de atunci, întotdeauna pacientul era pe prim plan. Noi nu tratam, fără să examinăm persoana cu diabet, fără să o îngrijim sub toate aspectele ei, nutriționale și altele care sunt legate de diabet. Astfel încât această precizare care se face este binevenită, dar nu este nouă. Vechii clinicieni, de care la sfârșitul secolului XIX era dominat de faimosul clinician Osler din Londra, spunea: medicul bun tratează boala, medicul foarte bun tratează bolnavul. Putând sau aplicând această regulă de aur în medicină în zilele noastre, pentru că de fapt ce a spus Osler și unii spun că a spus-o chiar Hipocrate cu 2000 de ani înainte de Hristos, acest lucru, e bine, dacă aplicăm acest lucru în diabet, am putea spune că diabetologul bun tratează diabetul, dar diabetologul foarte bun tratează, de fapt, bolnav, persoana care are diabet. Deci persoana care are diabet. Pentru că persoana care are diabet, pe lângă diabet, poate să aibă complicații ale diabetului, poate să aibă comorbidități și tratamentul se face în funcție de viața lui personală, de viața lui profesională, de viața lui și de angajamentele sociale, astfel încât toate aceste lucruri trebuie să fie îndeplinite printr-un management clinic adecvat. Deci medicul intervine prin stil de viață, prin educație, prin monitorizarea persoanei respective, a efectelor terapeutice pe care le are și prin evaluarea care se face din când în când să vedem îndeplinirea obiectivelor. Acestui management clinic, care este o parte de care depinde sau care este efectuată de către profesioniștii medici, mai avem ceva. Mai avem un suport psihologic. Psihologii nefiind medici se adaugă a ceea ce am spus, la ceea ce am spus până acum, și mai avem nevoie și de un suport social, de un suport economic și un suport organizatoric. Și atunci managementul clinic medical propriu-zis, plus aceste patru tipuri de suport, psihologic, social, economic, organizatoric, formează de fapt ceea ce se numește îngrijirea persoanelor cu diabet. Îngrijirea este mai mult decât tratament și cuprinde aceste două aspecte, medicale și suportul de cele patru categorii pe care le-am spus.